Noi, dragii mei gemeni, aceasta este tonarea voastră pentru luna noiembrie. Să vedem la ce vă puteți aștepta în această perioadă până să amestec cărțile. Am simțit așa o energie de războinic pe care trebuie să o aveți în această lună. Nu știu cu ce vă războiți, nu știu ce vă este mai greu să faceți în această perioadă, de necesită foarte multă perseverență din partea voastră, dar am simțit foarte mult ideea de a continua, de a continua indiferent de cât de greu vă este în această perioadă sau cât de dificilă este o situație din viața voastră și da, e ceva acolo care ține de multă reziliență și de multă perseverență din partea voastră. Deci asta este energia de războinic. Hai să vedem cărțile de tarot, pentru că sunt importante să vedem energia mai bine în această lună, la ce vă puteți aștepta. Da, e un soi de oboseală, cred că e o oboseală așa pentru toată lumea, pentru că energia devine mult mai scumpă, ca să zic așa, la propriu și la figurată. Și energia solară totodată, că nu avem așa mult soare și lucrurile devin mai apăsătoare, mai triste, mai deprimate. Da, e o perioadă de genul acesta, cred că la nivel colectiv. Și avem doi de cupe la baza pachetului, ok, are de-a face aici cu iubirea. Iubirea s-ar putea să fie antidotul, pentru că mă atrage foarte mult semnul din mijloc care mănânce gândul la farmacie, mănânce gândul la ideea de medicină. Deci iubirea ar putea să fie antidotul în această perioadă pentru voi, să iubiți, să vă deschideți către iubire, căci nu se știe niciodată și uite, nu să mă uit și la cartea aceasta și avem puterea. Da, multă putere interioară, avem și Marele Preot. Într-adevăr, treceți poate printr-o perioadă în care lecțiile sunt foarte dure, sunt foarte puternice pentru unii dintre voi, sunt foarte, nu știu, răscolesc așa și e nevoie de, ia uite, nouă de spade. E nevoie de multă iubire. Interesant cartea aici cum arată. Cred că este a doua oară când folosesc acest pachet în etalările mele generale de pe YouTube și câteodată mă surprind și pe mine cărțile astea, imaginile. Deci nouă de spade. Atenție la a nu vă face griji de pomană, degeaba. Ia uite, diavolul, da. Aceste griji care vă țin și noaptea, poate pe unii treji, vă țin pe loc foarte mult. Avem 10 de cupe. Avem aici pajul, ăsta e pajul de monede. Ok. Avem asul de monede, se pot schimba lucrurile foarte frumos. Și avem judecata, wow. Se întâmplă aici niște schimbări foarte mari, să știți, pentru voi. Foarte puternice și la nivel de neam, să știți, pentru că văd aici în judecata, într-adevăr, are de-a face și cu lumea de dincolo în această carte. Situația. Și poate că simțiți oarecum și o presiune din neam pe voi, unii dintre voi, sau sunteți foarte legați de neamul vostru, sunteți foarte influențați poate de cineva din neamul vostru, dar pot fi mai multe persoane deodată. Atenție la legăturile pe care le aveți, karmice, e ceva care vă ține, să știți. Deci vă zic din start, e ceva care vă ține, e ceva care vă ține legat de el sau de ea. Atenție la relațiile pe care le-ați avut cu partenerul, cu parteneri, foști parteneri, pentru că s-ar putea să nu vă fi dezlegat cum trebuie de ei, adică și spiritual totodată. Noi creăm niște legături chiar și atunci când avem un contact intim cu anumite, cu persoanele cu care îl avem.
Deci e importantă să se facă și curățarea după ce nu mai ești cu această persoană, indiferent de gen, indiferent că ești bărbat sau femeie. Și aici văd într-adevăr și această variantă. E poate cineva cu care ați clădit, ați avut o familie, cineva cu care ați avut o relație de lungă durată, poate o logodnă, o familie, da? Poate aveți copii cu acest om, această femeie, acest bărbat, da? Indiferent de gen, și cu care nu mai sunteți în prezent, dar vă leagă foarte multe lucruri aici, o legătură și chiar toxică, aș putea spune. Dacă nu vă regăsiți în acest scenariu, poate să mai fie vorba și despre cineva din neamul vostru care își ia foarte mult lumină din voi sau își ia foarte multă energie din voi, și să știți că se poate, există acest lucru. Am aflat și eu acest lucru de curând. E o informație pe care am aflat-o și pe care o dau mai departe. Da, sunt persoane care nu mai sunt din neamul nostru, nu mai există, nu mai trăiesc, da, au trecut în neființă, au murit, adică, și da, au o legătură de rudenie cu noi și pur și simplu modul în care au plecat nu a fost cum trebuie. Și încă se mai leagă de anumiți oameni care trăiesc din neamul respectiv, ca să-și ia lumină, să-și ia energie și așa mai departe. Ce puteți face voi este să le oferiți lumină sau, foarte ușor, da, la biserică, liturghie și așa mai departe. E foarte adevărat acest lucru, fiecare acum rezonează cum simte cu această informație. Da, văd așa o legătură aici, e o legătură cu cineva anume, că e partener karmic, că e cineva din neam, e o legătură strânsă, cineva vă ține puțin, într-adevăr, e o legătură toxică, 9 de spade, nu vă simțiți prea bine, psihic nu sunteți în cea mai bună formă, am zis de la început, sunteți într-un stadiu de adaptare, acum vă zbateți, vă este greu în viață și când îți este greu în viață, trebuie să-ți mai pui și niște întrebări. De ce? Dacă faci ce trebuie, evident, și nu vezi de ce ai, de ce să-ți fie greu, înseamnă că pe undeva e altă situație care se întâmplă și pe care voi nu o vedeți în acest moment. E vorba poate despre altcineva care poate să vă și facă rău într-o formă sau alta. Nu prea îmi place să ofer informații de astea pentru că nu are sens. Dar aici luați cum simțiți. Nu este o etalare specifică, nu este o etalare personală, e o etalare generală. Deci luați doar cum rezonează cu voi. Așa că, bine, poate să fie vorba și despre cineva care să se gândească urât la voi, poate să fie vorba despre cineva care a avut conflicte cu voi. Da, e vorba despre cineva care relația nu s-a finalizat cum trebuie. Dar e o eliberare aici, deci va trebui să faceți o eliberare în luna asta. O eliberare trebuie să se facă neapărat. La nivel de neam, la nivel de relații. Fie că vă place, fie că nu, trebuie să vă eliberați de aceste persoane, de aceste legături karmice pe care le-ați avut în trecut. Aici e cineva cu care nu mai aveți de-a face. Da, cineva din trecutul vostru. Poate chiar și pe plan profesional, e cineva cu care ați lucrat, ați avut o firmă, ați muncit împreună. Ba, poate chiar ați învățat împreună, pentru că avem pajul de monede. Hai să vedem cărțile de oracol ca să nu ne mai lungim. Da, e o etalare de genul acesta. Pentru mine trebuie pofi și propriile voastre gânduri, adicții, dependențe care să vă țină pe loc. Dependența de control sau dependența de perfecționism, de perfecționare. Dorința de a face totul foarte bine ca la carte, să vă iasă perfect, mai ales pe plan profesional, și asta să vă obsedeze puțin. Ia uite, la baza pachetului, această situație nu te va conduce nicăieri. Da, nu trebuie să vă eliberați, judecata clar vorbește despre eliberare. Sunt necesare câteva ajustări în modul vostru de a gândi categoric, a spune. Urmează un nou început, pajul de monede este un indicator bun
și avem 6-ul de monede, deci un început sigur urmează și a sosit momentul să treci la acțiune, luna nouă în semnul berbecului, exact. Ce să mai... Trebuie să porniți la atac, ca să zic așa, am zis de la început, trebuie să fiți un războinic, să vă debarasați, acum depinde, de dependențele voastre, viciile voastre, de relațiile astea karmice, de ceva din neamul vostru și să o faceți puternic, adică e nevoie de o curățare puternică. Nici nu aș spune alt cuvânt, să fiu sinceră, nici n-aș folosi alt cuvânt. Puternic este cuvântul aici, pentru că nu este loc de hai să o iau pocolite, hai să o iau cu ușurelul, hai să nu mă grăbesc, că nu. Eu zic să o faceți până în anul nou. Uite, până în 2025, până intrați în anul nou, să aveți așa o temă din partea mea. Să vă eliberați de foști parteneri, de adicțiile astea, dependențele astea care vă țin pe loc. Dau mai multe exemple pentru că nu toți o să vă regăsiți în parteneri toxici, de exemplu, și este normal. Poate să fie vorba despre cineva din neam care să vă țină pe loc, care a murit, evident, dar cineva din neam care nu mai trăiește, dar care se agață de voi și simțiți chestia asta și este un suflet care are nevoie de lumină și trebuie să-i oferiți acea lumină, așa că depinde de voi să alegeți unde trebuie să faceți aceste ajustări, pentru că vă țin pe loc, vă ține cineva, în mod special e cineva, fie că este vorba de voi, tot e cineva. Și e nevoie să curățați puternic acel câmp. Trebuie să vă curățați camera, casa, locul în care stați, chiar vă îndemn să faceți niște transformări în locul în care stați, să schimbați, știu, am zis canapeaua, îmi venea să zic canapeaua, să vă schimbați canapeaua, nu știu, să vă schimbați culoarea camerei, să faceți niște schimbări de-astea destul de mari în casa voastră, să mutați mobila și așa mai departe, cred că ar fi un bun imbold, ar fi un început bun. Dar e nevoie de o schimbare și o eliberare foarte mare. Unii dintre voi chiar trebuie să aruncați niște lucruri sau să le dați cuiva care poate are nevoie mai mare decât aveți voi. E un sfat și acesta, dar trebuie să acționați într-un fel. Bun. Ca zodie avem Capricorn, în mod special Capricornul, Taur, Fecioară, Berbec. Aș mai zice Rac și Pești. Și Scorpionul, că vine sezonul Scorpionului, de fapt a venit deja, când fac eu filmarea, da, a venit deja. Deci, da. Berbec, Capricorn, Scorpion, Pești, Rac. Astea sunt zodiile și ca zile importante 10, 20, 9 noiembrie, 15 noiembrie, chiar și 1 noiembrie, 2 noiembrie, dar 10, 20, 9, 15 și hai și 1 noiembrie. Astea sunt zile importante. Puneți-le în calendar, puteți atunci să și faceți schimbările. Cam atât pentru voi, dragii mei. O lună puternică și pozitivă vă doresc și ne revedem data viitoare.